Micuții care se pregătesc să-și ia rămas bun de la grădiniță au pășit pentru prima dată pragul unei școli. De mână cu părinții interesați să afle cât mai multe despre condițiile de învățământ primar, mai ales că pe 29 februarie vor trebui să-și înscrie copiii la clasa pregătitoare. Am organizat cea de-a 7-a ediție a proiectului Hai la școală. Este un proiect pe care îl derulăm în parteneriat cu grădinițele și urmărim așa foarte cald să împrietenim copiii de la grădiniță cu școala, să cunoască condițiile care sunt la noi la școală și posibilitățile și căile și să chiar ne-am bucurat dacă ar alege școala noastră. Extrem de mândră de unitatea pe care o conduce, directorul școlii Gala Galaction din Mangalia spune că valorile și principiile insuflate elevilor încă din primele clase primare, alături de rezultatele excelente la învățătură și de pregătirea cadrelor didactice, sunt atuurile principale ale unei școli europene. Pentru că școala noastră este mereu o școală vie, veselă și prietenoasă, vrem să și demonstrăm lucrul acesta. De aceea am pregătit pentru copii ateliere de lucru atractive. Adică i-am împărțit pe 4 echipe, o echipă dansează, o echipă va cânta împreună cu doamna profesoară de muzică, acompaniată de chitările copiilor noștri. O a treia echipă va învăța cuvinte în engleză, cu doamna profesoară de engleză, jucându-se, desigur. Iar ultima echipă va crea niște minunate mărțișoare pe care le vor oferi mămicilor prezente. Și pentru a le stârni interesul viitorilor elevi, unitatea de învățământ s-a transformat într-un adevărat atelier de creație. Știe cineva de aici? Da. În timp ce micuții s-au distrat punându-și la contribuție imaginația, părinții au avut posibilitatea să studieze materialele informative puse la dispoziție de cadrele didactice despre oferta instituției de învățământ și despre cum anume își pot pregăti copiii pentru noul statut, cel de școlar. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, cererile de înscriere pentru clasa pregătitoare pot fi completate online sau la unitatea de învățământ, iar validarea acestora se va face la școala respectivă zilnic, în intervalul orar ora 8, ora 20, de luni până vineri, și sâmbătă de la ora 9 la ora 13. Procesarea cererilor tip cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a celor ai căror părinți au solicitat acest lucru se face pentru prima etapă de înscriere până pe 21 martie. Între 22-24 martie se procesează cererile care solicită înscrierea la o altă școală decât cea de circumscripție pe locurile rămase libere.